din episodul anterior. Ziua. Am ceva pentru dumneavoastră. Ceva ce vă doriți. Mediatizat caz din ultimii ani a fost tranșat astăzi aici, la Tribunalul București. Este vorba despre cunoscutul afacerist Emre Suvinov, care iată a scăpat din nou nevinovat și culmea, decizia definitivă și irevocabilă îl găsește vinovat pe profesorul de chimie Bogdan Constantin. Celebrul afacerist este bine cunoscut pentru că a scăpat fără pată din toate procesele în care a fost implicat și mai mult decât atât, acum cere despăgubiri morale și materiale familiei Constantin. Rămâne de văzut cum vor trece peste această piedică cei din familia Constantin, mai ales că după moartea tatălui în acel accident de mașină, singurul sprijin a rămas mama, care este într-un cărucior cu rotile. Acestea au fost până acum informațiile. La revedere! Hai să sărbătorim victoria! Ce credeau, mă, ei, că... Emre e așa ușor de învins? Hai, noroc, nevastă! Bine că s-a terminat! Mai ales că la această seară avem două motive de petrecere. Așa, Ida? Odată fata lui tata face 18 ani. În seara asta, las supărarea deoparte. Ui de toate! Noroc și felicitări! Iar pentru tine, Ianis, băiatule... Vreau să știi că apreciem foarte mult că ești alături de noi și indiferent dacă vei alege să ne spui pe nume sau mamă sau tată, noi îți vom fi alături toată viața. Vă mulțumesc. Mamă? Tată? Pentru victorie. Și Aida, în această seară poți să-i inviți pe oricine. Oricine e binevenit în această casă, inclusiv băiatul ăla. Bine, mulțumesc. Victoria, lasă-o să plece. E alegerea ei. O să se întoarcă. Tată? Pentru cea mai puternică familie. Pentru cea mai puternică familie. Pentru cea mai puternică familie. Vă rog. Vă rog mult de tot, măcar o săptămână. Mă implor, nu avem unde să mergem. Vă rog. Ești fericit? Uite unde ne-ai adus. Unde ne-ai adus orgoliul tău. Îți place? Poți, te rog frumos, să taci din gură?
Uite că nu vreau să tac. Uite că nu mai vreau să tac. M-am săturat să fiu fratele ăla mai mic și mai prost care înghide orice. De astăzi mai nu mai e fraier. De astăzi nu te mai ascult. Și ai face bine să faci ceva, pentru că mâine o să rămânem pe stradă din cauza orgoliului tău de căcat și a ideilor tale. Îmi pare rău, n-am cum să accept asta. E prea riscant, mi se pare prea riscant. E prea mult pentru noi, fuck it, suntem doar niște puși de clasa 12-a. Puși nu mai ești din momentul în care devii responsabil pentru familia ta. La fel ca și mine. Așa că mai gândește-te. Asta dacă nu dorești să ajungi pe străzi. Vezi că trebuie să plec până la birou, e urgență. Pe bune? Ce urgență, acum? Da, acum. E urgență, ce nu înțelegi? Imre, este ziua lui fiică-ta, nici măcar nu am apucat să-i cântăm la mulți ani. Las că-i cântați voi, nu-i mare lucru. Mă grăbesc. Mai rămâi măcar să-i cântăm la mulți ani și pleci după. Nu am cum. Vezi că i-am luat un cadou, e în dormitor, i-am luat ceva scump, o să-i placă. Hai, te-am pupat. De cadou tău are nevoie. De tine are nevoie, de taică-su are nevoie. Scuze, voiam să te întreb dacă bei ceva. E vreo ocazie specială? Poate să fie? Cum ar fi? Că ne-am cunoscut? Ok, atunci să bem. Mă rog.
Păi pe bune, tu n-ai vorbit cu el absolut deloc? Nu, da, uite că mă întorc imediat, știi? Super. Știi ceva de Lucy? Sincer, nu cred că o să vină. Da, mă rog. Hai, bem ceva? Hai. Ce faci? Bine, uite, admir natura, tu ce faci? Bine. Nu-ți place la petrecere? Nu te distrezi? Ba da. Să știi că am o surpriză pentru tine. O surpriză? Da, și o surpriză chiar foarte importantă. Ascult. Poftim. Ce e asta? Zic să te uiți singur. Vreau să-ți spun că m-am răzgândit. Serios? Da, serios. Știi, mătușa mea lucrează la asistență socială și i-am povestit despre tine. Am rugat-o foarte tare să ne ajute să-ți găsim părinții. Și norocul a făcut să-i și găsim. Nu, nu pot să cred că ai făcut asta pentru mine. Promite-mi, te rog, că o să mergi să-i cauți. Ai acolo și adresa. Poți să te iau în brațe? Este cumva un alt pariu? Nu, fără niciun pariu. Ok, sigur? Sigur. Nu mai spune. Nu te mai interesează de ce zice lumea? Nu mă mai interesează de ce zice lumea. De azi nu mă mai interesează nimic. De azi mă interesează doar să fiu fericită cu tine. Thank you.
S-a întâmplat ceva? Îmi cer scuze că am intrat. Nu. Nu s-a întâmplat nimic. Se vede că nu sunteți ok. Ce s-a întâmplat? Știi, lucrurile nu se întâmplă întotdeauna cum ne dorim noi. Chiar dacă afișăm o imagine și ne place să fim văzuți într-un anumit fel de către ceilalți oameni, adevărul nu e ăsta. Adevărul e că ne place să ne ascundem în spatele unor lucruri care nu contează cu adevărat. Alegem să facem niște sacrificii uriașe pentru lucrurile care nu ne aduc nici măcar un pic de fericire. Și fix în capcana asta am căzut și eu, fix în asta, pentru că sunt foarte slab. Nu mai spuneți asta. Eu am văzut cu totul altceva. Eu am văzut o femeie foarte puternică. O femeie care are curajul să spună lucrurilor pe nume și o persoană care poate să recunoască atunci când ceva nu e ok. Iar lucrul ăsta este foarte rar în lumea noastră. Ce bine ar fi să fie așa. Mă rog, nu știu de ce spun eu toate lucrurile astea ție acum. Pentru că sunteți o femeie curajoasă. O femeie care merită să fie fericită în fiecare zi.
Thank you.